Thank <laughs> you. Sunt Maria Cinajica, vă salut cu drag și vă invit în continuare, ca de obicei la această oră, la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintesc că înainte însă că ne puteți urmări, ca de obicei, live și online pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro, iar pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii vă așteaptă o selecție de materiale din cadrul emisiunilor noastre. Astăzi discutăm despre cum s-a integrat multiculturalismul eoclujan la ediția aniversară a zilelor Clujului, după care aflăm despre reconfigurarea de care a avut parte Casa Memorială Elivizel din Sighetul Marmației, datorită unui proiect transfrontalier. Vom continua cu o discuție despre integrarea refugiaților ucraineni în viața socioeconomică a Clujului. Avem și o invitație din partea Astrafilm Festival Sibiu de a călători prin culturi diverse, prin filme documentare, iar la final aflăm despre o serie de activități ale Centrului de Limbă și Cultură Poloneză din cadrul Universității Babes-Boiai din Cluj. Peste 100 de evenimente în peste 30 de locuri din oraș au fost propunerea ediției aniversare a zilelor Clujului. Sub motoul zilele Clujului creează legături, cea de a 10-a ediție a avut loc anul acesta în perioada 6-9 octombrie și a pus în lumină prin evenimente și acțiuni aparte multiplele fațete culturale și multiculturale ale comunității clujene. Discutăm despre toate acestea în continuare cu invitatul meu, domnul Călin Forna, director al în cadrul Direcției Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte din Primăria Cluj-Napoca. Bun venit la noi, Studio! Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație! Abia s-au încheiat Zilele Clujului, cea de-a 10-a ediție, și așa cum spuneam și anul acesta, această dimensiune multiculturală a comunității Clujene nu putea să nu avea cum să lipsească și a fost foarte frumos inclusă în ediția aniversară. Spuneți-ne puțin despre conceptul pe care l-ați gândit în momentul în care ați organizat acele multitudine, acea multitudine de evenimente pe această dimensiune multiculturală. Zilele Clujului anul acesta a avut ca temă principală multiculturalitatea și ne-am dorit prin toate evenimentele pe care le-am organizat să arătăm multiplele fațete ale comunității noastre. Peste 270.000 de participanți la toate evenimentele din cadrul Zilelor Clujului, așa cum ați menționat și dumneavoastră, peste 100 de evenimente în peste 30 de locuri din oraș. Am încercat să avem o sărbătoare a întregii noastre comunități, fie că este vorba de. indiferent de statut, de etnie, de religie, fiecare trebuie să se simtă parte din comunitate și parte din evenimentul Zilele Clujului. A fost, așa cum ați și declarat în comunicările oficiale, prin artă și cum am zis și noi de multe ori în cadrul emisiunilor noastre, că prin artă, muzică și comunicare se creează acest spațiu ideal pentru consolidarea relațiilor etnice între cetățeni români și cetățeni de, de alte etnii. Și acest lucru s-a dovedit și prin intermediul acelor ace, acelei serii de activități, evenimente organizate. Haideți să intrăm puțin în. Ce fel de evenimente concret uh, au fost organizate? Cine a participat? Cine au fost partenerii din partea organizațiilor uh, care au reprezentat diverse comunități etnice prezente la noi aici în Cluj? Am avut peste 25 de evenimente uh, care au avut cel puțin un element de multiculturalitate în, în cadrul lor. Și o să încep cu festivalul multiculturalității, care a avut loc în parcul central Simeon Barnuțiu unde alături de Centrul de Cooperări Internaționale din cadrul Universității Bambeș-Boioi, am avut o serie de activități ale centrelor culturale străine prezente la Cluj-Napoca, în care și-au prezentat oferta culturală, au discutat cu uh, cetățenii uh, municipiului cluj dar și cu turiștii și le-au prezentat uh, paleta culturală a fiecarei uh, asociații sau au fost provocați, după cum am mai văzut în diverse imagini, au fost provocați de spectatorii sau cei care, vizitatorii, au fost provocați la diverse jocuri, să înveți anumite cuvinte, poate într-o anumită limbă. Am văzut chiar și o demonstrație culinară în parc. Așa este. Pe lângă Festivalul Multiculturalității, am avut și Festivalul Gastronomic Internațional, unde mai multe bucătării din Europa și din întreaga lume au fost prezente. Am avut bucătarii veniți de la, din Suon, din Corea de Sud, din orașul nostru înfrățit, care au avut demonstrații culinare în aer liber, în care și-au arătat măestria în a găti preparate tradiționale coreene. Urmărim chiar acum imagini de la Clujotronic, care este un proiect al celor de la Centrul Cultural German, care de asemenea a fost inclus, parte din multiculturalitatea de la zilele Clujului? Avem un parteneriat extrem de strâns cu toate centrele culturale de la nivelul municipiului Cluj-Napoca, iar Cluj-Otronic, organizat de Centrul Cultural German în colaborare cu Institutul Cultural Francesc de la Cluj, din Cluj-Napoca, a fost din nou la înălțime un festival al inovației așa cum îi stă bine municipiului nostru. Vorbim aici și despre lansări de carte, despre prezentări diverse. Haideți să vedem despre ce anume a mai fost vorba. La turnul croitorilor am avut o lansare de carte, Ucraina crede în lacrimi, un volum de poezii lansate în cadrul zilor Clujului, Autorul este Dumitru Cerna, un poet atât de cunoscut la nivel la nivelul Muncii Napoca, dar și la nivel național. Iată că de zilele Clujului împreună am reușit să avem această lansare de carte, care în această perioadă, cred eu, vine ca o mănușă pentru a sublinia și mai mult că avem nevoie de pace, avem nevoie de stabilitate, avem nevoie să fim mai buni cu alții. Parada zilelor Clujului e impresionantă ca de obicei, a inclus de asemenea centrele culturale din câte am văzut, ca în fiecare an, centrele culturale din cadrul Universității Babes-Boiei, am văzut că au fost, a dat acolo o culoare, încă mai multă culoare. Parade. Peste 1500 de participanți în paradă, pe lângă peste 7000 de persoane care au venit să vadă parada fie că vorbim de animație stradală, de personaje de poveste, de cluburi sportive, iată ca în fiecare ediție a zilelor Clujului, centrele culturale prezente în municipiul Cluj-Napoca au și-au prezentat încă o dată oferta, s-au bucurat de participarea în cadrul Paradezilor Clujului. Am, avem acum imagini de la Midnight Snack-ul, acea masă care a reunit oameni, cred că diverși de peste tot, de diverse etnii, culturi, prezenți. Un, o masă foarte frumoasă, interesantă. Ca Masa idee. comunității, așa cum o numim noi, a fost realizată pe strada Napoca, sâmbătă seara și încercăm prin acest gen de activități să creăm legături între oameni, așa cum am menționat, indiferent de etnie, de naționalitate, de rasă, de statut social, de religie, trebuie să ne punem la masă, să discutăm, să comunicăm pentru a găsi ceea ce ne leagă, nu ceea ce ne dezbină. Bineînțeles, nu putea să lipsească din acest peisaj muzica, dansul. Am văzut că ați avut în program și în Parcul Central. Acolo au, fost, au putut să se desfășoare și diverse comunități pentru a-și arăta și partea aceasta de muzică și dans. În mai multe locații din oraș am, am avut scene unde artiști de diverse naționalități și etnii. S-au putut, putut desfășura activitățile creative și au putut să transmită mesajul lor prin concerte, prin muzică, prin dans, ceea ce a fost pe placul tuturor participanților. Și spectacole de teatru pentru copii, Eu am văzut un spectacol în limba maghiară, un spectacol de teatru. Așa este, teatrul de păpuși Puc a avut spectacole în limba română, în limba maghiară, am avut tururi ghidate în limba română, în limba maghiară, în limba germană, în limba engleză. Foarte multe activități în care am încercat ca fiecare cetățean al municipiului nostru să poată participa indiferent de, la fel cum am menționat, etnie sau naționalitate. Față de edițiile anterioare, în care uh, au fost uh, organizate tot așa, au fost foarte multe acțiuni și atunci a, uh, a fost ceva nou. Acum, în ediția de aceasta, v-ați gândit, mai ales, uh, venind de vedere că a fost și ediție aniversară, cu ce ați venit uh, în plus? Am venit în plus, în plus cu o serie de activități, uh, fie că vorbim despre Mește și meșteșugari care au venit special la ediția aniversară, am venit cu tururi ghidate în mai multe limbi, am venit cu un spectacol special de videomapping, drone și artificii în premieră la Cluj-Napoca în care am dorit să sărbătorim așa cum se cuvine multiculturalitatea pe care, care este dimensiunea, una dintre dimensiunile municipiului Cluj-Napoca. Am văzut că ați avut și parteneri, pentru că mă gândesc că și bugetul a fost pe măsura activităților, sigur, desigur, fără a menționa sponsorii, că am văzut că ați avut și sponsori care au ajutat în organizarea zilelor Clujului, ediția, această ediție aniversară. Putem să discutăm puțin și despre acest aspect legat sigur. de buget și organizare? Ceea ce, ceea ce ne bucură și cred eu că este foarte important este faptul că am simțit că avem întreaga comunitate alături de noi. Fie că vorbim despre creionarea programului Zilelor Clujului, unde am primit peste 300 de propuneri de la uh, diversi cetățeni, am simțit în această organizare a evenimentului alături de noi atât instituțiile de cultură, autoritățile publice, uh, ONG-uri, cetățeni, dar și sponsori, parteneri care au venit alături de noi pentru a crea această poveste minunată Zilele Clujului. Și oamenii au fost foarte, foarte deschiși, foarte dornici să participe la evenimente, ceea ce a și fost demonstrat prin numărul foarte mare de participanți. Eu nu știu dacă au mai fost un număr similar în anii anteriori. Este un nou record pe care îl avem la Zilele clubului, peste 270.000 de participanți în toate locațiile, în toate zilele la, la evenimentul menționat. Domnule Forma, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Iată, foarte un eveniment pe care cred că l-au așteptat de mult timp Clujine, având în vedere și pauza, care a fost pauza forțată, bineînțeles. Mulțumesc tare mult! Eu și eu am dorit să le mulțumesc tuturor colegilor din primărie care s-au implicat în organizarea eventului Zilor Clujului, tuturor partenerilor, tuturor colaboratorilor, tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment să fie la un standard pe care ne-l dorim cu toți, e un standard ridicat. Mulțumesc mult încă o dată și felicitări! Noi mergem, simați spectatori mai uh, departe. Despre Casa Memorială Elie care a fost inaugurată în 2002, este vorba în continuare. așadar a fost inaugurată în 2002 în prezența scritorului, a avut parte și de o reorganizare finanțată printr-un proiect transfrontarier în parteneriat cu orașul Ivan Frankivs din Ucraina. Recent a avut loc această reorganizare. La 20 de ani, așadar, de la inaugurare, prin noua expoziție, Muzeul Culturii Evreiești din Maramure sau Casa Memorială Elie Wiesel, parte din Muzeul Maramureșan, conservă aspecte din cultura și civilizația evrească din Maramureș, tragedia Holocaustului, conectează oamenii cu experiența trăită a Maramureșului evreiesc prin moștenirea laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel. Urmăriți în continuare un material pe acest subiect. La 30 septembrie 2022, ziua în care scritorul Eli Wiesel ar fi împlinit 94 de ani, a avut loc reinaugurarea casei memoriale din orașul său natal, Sighetul Marmației. Evenimentul a început în sediu primăriei cu o masă rotundă despre Eli Wiesel și moștenirea evrească și a continuat cu un moment comemorativ la monumentul martirilor Holocaustului. Реорганізація каси і меморіали є сте родуль у проєкт трансфронталієрпартенеріат Корашол Івано-Франківськ din Україна. Наш проєкт вже впроваджується близько півтора роки, і, на жаль, зв'язку з, з теперішньою ситуацією війною в Україні, ми були змушені на певний період призупинити. Наш проект і лише нещодавно ми мали змогу відновити поточні роботи. І наразі ми займаємось е е реставрацією синагоги в місті Іван-Франківськ, синагоги Темпель. Ми відбудовуємо, е ремонтуємо водосічну систему, дах і також будемо е найближчим часом встановлювати зовнішнє освітлення, намагаємося залучати туристів. Незважаючи на те, що, як ви розумієте, складно зараз саме з туризмом в Україні, ми проводимо чималу кількість експідійних, розказуємо більше про evrei, єврейську культуру. Suntem alături de frații noștri din Ucraina care trec prin, prin aceste momente pe care nimeni nu le-a crezut că se vor să o întâmpla vreodată. Dar faptul că reușim și ne implicăm în reabilitarea și în păstarea memoriei comunității evreiești din Sighet și din Maramureș. Este un semnal bun, un semnal de pace, pentru că, să nu uităm, Elie Vizel a fost și laureatul Premiului Nobel pentru pace. Suntem întotdeauna deschiși pentru orice fel de parteneriat să susținem Muzeul Mărașan, să susținem Casa memorială Elie Wiesel, Muzeul Culturii Evrești de la Sighet. Avem relații foarte bune diplomatice cu ambasadorul Israelului în România, cu comunitatea evrească din Sighetul Marmației. Sunt lucruri care, de, ne definez viitorul nostru, ca și oameni, ca și județ, ca și țară și cred că este extrem de important să nu uităm niciodată ororile care au fost și să fim atenți pentru că zicea cineva că istoria are tendința să se repete. Chiar dacă o cunoaștem, este foarte posibil să repetăm erorile ei. Și atunci educația, cultura, toleranța, respectul între noi, între oameni, cred că sunt lucrurile de bază pentru ca să putem să aibă copiii noștri și nepoții noștri în viitor luminos. Ne dorim foarte mult să ne aducem aportul în a facilita cât mai multe contacte și să sprijinim totodată și partea ucraineană în a reuși să depășească aceste momente grele și să putem să ne aducem contribuția pentru dezvoltarea economică pe ambele maluri ale Tisei. Proiectul implementat astăzi pentru reabilitarea casei memoriale Eli Wiesel este un exemplu în plus asupra implementării cu succes a unui proiect transfrontalier între România și Ucraina. Am reușit să avem lucrări de restaurare, consolidare, dar și lucrări de amenajare expozițională cu noi soluții muzeotehnice, noi scenografii care să atragă publicul și să dorească să revină în Casa Memorială.

in the evening before they went to sleep? Were they afraid to go out in the street on Christmas? What was their relationship with their Christian neighbors? And why were they sentenced to die? What have they done? Then if that person goes in comes out and looks for answers in the books and the novel, in the people, in the men and women who came from this city and from other cities, from other villages, in the hundreds, then there is hope. istoria Holocaustului. Holocaustul nu poate fi învățată și nu poate fi reprezentată fără ca noi să cunoaștem istoria evreilor și fără să cunoaștem cultura evreilor. Așadar, înainte de a vorbi despre Holocaust, trebuie să știm cine au fost acești oameni. Încercăm să aducem publicul la un anumit nivel de rezonanță, ca apoi, într-adevăr, să poată să încerce să înțeleagă ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial. Ceea ce mi-a plăcut la uh, muzeu, așa cum arată el astăzi, când a fost reinaugurat, este faptul că uh, muzeul reușește să surprindă uh, trăsăturile culturii iudaice de aici, uh, din această parte a uh, țării. Eu cred că ar trebui făcut în mult mai multe serii de elevi să cunoască și sinagoga, și casa Elivizer. Se, există un program actualizat în permanență cu uh, cunoașterea vieții evreiești și nu numai în Sighet, aici e partea proastă, că nu, 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 este suficient, a aprofundat și în sate ce a mai fost, de vizitat cimitire, să se vadă că există încă relicve. Redeschiderea acestei case în alt format, pe un alt concept, care aduce informație mai multă și mai ușor accesibilă referitoare la atât la viața evreilor din Sighet până în 44, cât și perioada Holocaustului, și se vede clar marcat destinul tragic al familiei lui Eli Wiesel. Cred că poate să devină un pol de atracție, măcar regional, să aducă elevi în excursii cu scop cultural și educativ în Sighet. Deci, cred că este o redeschidere care reprezintă o mare oportunitate. Casa Memorială Eli Wiesel desfășoară acțiuni educative cu elevii și studenții, dar și ateliere și activități culturale destinate publicului larg. după primele luni de la începerea războiului, când nevoile ucrainenilor refugiați în România erau cu pregătire nevoie de tranziție, de adăpost, mâncare, de transport pentru câteva zile până la ieșirea din țară. Acum contextul general s-a schimbat, indicând faptul că ucrainenii ajunși în România au nevoie de o durată mai lungă de, de tranzit, respectiv de câteva luni până la un an. Din uh, această perioadă tranzitată, România din țară tranzitată România a devenit uh, o țară de stabilire uh, pe termen scurt uh, și ce lucru este de evidenția și într-un studiu realizat de recent de către Fundația Comunitară Cluj, un studiu sub formă de investigație de natură socioantropologică, care a abordat și analizat mai multe aspecte pentru a înțelege mai exact care sunt nevoile strămutaților, așa cum sunt ei numiți în acest studiu la Cluj, cum s-ar putea realiza participarea pe termen mediu, participarea pe plan social, cultural și economic, fără dependență, prin autonomie economică. Alături de mine în studio este lector universitar dr. Oana Ivan, antropolog, ce care este și autoarea acestui studiu? Bun găsit! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Spuneam că acest raport, acest studiu, are la bază o investigație de tip socio-antropologic. Ce înseamnă mai exact acest lucru și ce fel de metode de cercetare au fost folosite? În primul rând vreau să subliniez faptul că acest uh, studiu care a fost uh, inițiat la, uh, la sugestia sau cu suportul Fundației Culturale Comunitare Cluj uh, este un studiu care, cred că nu, mă, sper că nu mă înșel, este unic în România deocamdată. În primul rând, războiul, ororile sale, migrația în masă, refugiații și așa mai departe, este o temă foarte nouă. Noi, în general, noi, socioantropologii, avem nevoie de ani să studiem un anumit fenomen. Dar acest fenomen, întâmplându-se chiar acum, sub ochii noștri, nu am avut eu, din păcate, ca și socioantropolog, nu am avut alte studii de acest fel pe care să mă pot baza. Există anumite studii la nivel de date, aflăm la nivel de România, statistic, despre anumite doleanțe sau anumite dorințe pe care acești, acești oameni veniți din Ucraina le au, dar nu știm foarte multe în amănunt despre ei. Antropologia în general sau nu în general, ci tot timpul, este cea care subliniază, care arată un punct de vedere din interiorul unei, unei comunități. Antropologul, așa cum am făcut și eu în acest, din păcate foarte puțin, datorită limitărilor de timp și de financiare, am încercat să stau cu această comunitate și să văd din interior care sunt problemele. Dacă un economist ne spune din exterior care sunt mecanismele care ar fi cel mai bun, sau din punct de vedere al politicilor sociale, un antropolog vine și spune doleanțele, așa cum sunt ele formulate, înțelese și percepute de cei care trăiesc aceste evenimente. Uh, ai realizat și un uh, profil uh, demografic uh, și valorile culturale la acestea. Te-ai fost, ai fost uh, te bazat pe mai multe aspecte atunci când ai uh, stat de vorbă cu o, uh, acești oameni. Spunea că este, a fost un timp și foarte scurt uh, și ai fost limitată și de timp și de uh, partea asta financiară. Cu toate acestea, uh, ai te-ai axat pe două metode. Pe interviu, din câte am înțeles, și pe observație participativă în acest sens. Povestește puțin despre. Uh, profilul oamenilor cu care ai stat tu de vorbă și pe baza cărora după ce ai făcut și uh, concluziile, sugestiile de uh, ce s-ar putea face mai departe pentru integrarea acestora. În In primul rând, Fundația Comunitară Cluj a fost și este interesată în continuare de cum putem să integrăm această populație ucraineană. De altfel, Fundația uh, Comunitară, a fel ca multe alte organizații, a avut și diverse alte activități cu uh, refugiații ucraineni. Sau strămutații, cum uh, a fost uh, da, în da, da, de câteva luni sunt, sunt, angrenați și participă foarte activ în aceste acțiuni de integrare, de includere socioeconomică a ucrainienilor în peisajul clujan. Și atunci, datorită faptului că obiectivul nostru principal a fost, hai să vedem cum putem să, acești aproximativ 1000 de ucrainieni care au ales să stea la Cluj, cum putem să îi integrăm, cum putem să ne bucurăm și noi de prezența lor, pentru că vorbeam de multiculturalitate nu, în cadrul zilelor Clujului. Cum această multiculturalitate poate să ne ajute și pe noi, nu doar noi să-i ajutăm pe ei, ci există o reciprocitate la nivel economic, social și cultural. Și atunci, urmărind această problemă de integrare, ne-am gândit că eu, cel puțin, am identificat pe durata acestui studiu care a fost realizat în luna iulie nevoile de bază, care ar fi locuința, în al doilea rând ar fi educația copiilor. Locul de muncă pentru mame, pentru că sunt în general mame, și, și o securitate din punct de vedere a sănătății. Și atunci am stat, am mers la anumite activități unde existau mai multe grupuri de ucrainieni, în special mame, pentru că, așa cum spuneai, profilul sociodemografic, în special al celor stabiliți la Cluj, sunt mame între 20, maximum 50-60 de ani. Aceste mame au câte unul, doi copii, Uh, există, există la nivel de, soci, de profil sociodemografic uh, și bărbați care, care lucrează online și sunt stabiliți în cluj. Uh, mai există și anumite uh, grupuri marginalizate, cum sunt grupuri de romi, care, din păcate, sunt marginalizați atât în Ucraina, cât și în alte părți, și atunci ei au nevoi uh, puțin diferite, mai speciale, pentru că majoritatea celor aflați la Cluj sunt într-o situație economică, ucrainien mă refer, situație destul de ok acum. Dar pe viitor nu vom ști. Dar pentru ca în viitor să nu devină dependenți de ajutoarele statului, de ajutoarele fundațiilor și așa mai departe, noi credem că cel mai important este să se integreze și să, noi să integrăm. Așa este, sunt mai multe modalități prin care se poate face acest lucru, modalități pe care, care au fost cumva și în acest studiu prezentate în urma acestor discuții. Discuții care trebuie să menționăm că nu au fost și interviuri, nu au fost realizate doar cu refugiații din Ucraina, ucraineni, ci și cu reprezentanții al diverselor organizații care s-au ocupat de ajutorarea acestora. Da, în cadrul acestui studiu avem două părți uh, destul de consistente. Pe de o parte sunt uh, strămutații de la Cluj și pe de -o altă parte uh, aceste organizații, asociații și așa, așa mai departe, care sunt implicați de la începutul războiului în ajutorarea, în, în susținerea ucrainelor. Atât din, din punctul de vedere a celor două părți implicate, s-a distins clar nevoia de educația copiilor. Deci, educația copiilor, familia, plimbările, în natură, acestea sunt valorile care sunt cele mai, cele mai desmenționate de către ucraineni. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant și m-a bucurat este, așa cum a spus Sergei, un marinar, a spus că noi, ucrainienii, nu suntem foarte diferiți de voi, ne place în principiu cam aceleași lucruri. Mergem duminica la biserică cu familia, după aceea ne place să mergem la un grătar, plimbările în natură și așa mai departe. Nu suntem, de, suntem ca și alți de altă religie unde sunt diferențele mult mai mari. Și în acest, din acest punct de vedere, cred că este mult mai ușor pentru noi, clujenii, să, să începem să colaborăm mai, mai mult. Ceea ce m-a ceea ce impresionat și mi-a plăcut foarte mult din partea, din partea strămutaților ucraine, de câte ori am discutat cu ei, toți au început prin a spune că mulțumesc foarte mult clujenilor și românilor în general, că se simt foarte bine primiți, și după aceea începeau să-și etaleze problemele. Deci, în primul rând, este, este, un, este, o atmosferă și o recunoștință ce este foarte... Este este prezentă tot timpul. Acest sistem de valori de care ai pomenit, valori culturale, similitudinea de activități care sunt foarte apropiate de valorile românilor și valorile clojenilor în general, a fost inclus în, în, acest studiu și ai povestit tu foarte bine acolo despre rolul pe care familiile suport clujenele ar putea avea în această integrare socioeconomică a refugiaților ucraineni. Eu le-am numit familii-suport, dar ele existau dinainte, dinainte acestui studiu, mă refer. Aceste familii-suport sunt familiile care au, au primit cu brațele deschise pe cei care au venit din Ucraina încă din 24-25 februarie au început să-și să deschidă casele, să-și ofere paturile, să-și ofere mase, masele mesele pentru a le împărtăși cu acești oameni dintr-o dată, de pe o zi pe alta, care s-au găsit cu casa distrusă sau pe drumuri pur și simplu, cu copii, cu se spune cu cățel, cu purcel, dar literalmente cu pisicii, cu căței după ei. Deci a fost un val de simpatie și de emoție foarte puternică pe acest val s-au consolidat niște relații foarte frumoase pe care eu din punctul meu de vedere cred că ar fi foarte bine să le exploatăm să le folosim în continuare există eforturi ale statului, există eforturi ale organizațiilor care doresc să, le, să includ aceste familii, aceste familii de refugiați Un, unul dintre cele mai puternice modalități este de a ne baza pe aceste familii de clujeni care doresc să, 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 să susțină o familie ucraineană, Adică, de la ajuta, uite-te, acolo este direcția financiară, acolo este uh, serviciu de imigrații și așa mai departe până. Uite-te, acolo putem merge la piață și, și sau acolo putem să mergem la yoga, pentru că, de exemplu, este foarte important aici puțin de subliniat faptul că Majoritatea celor care sunt la Cluj sunt din clasa de mijloc a Ucrainei, deci nu vorbim de persoane complet neajutorate, complet marginalizate, complet lipsite de resurse. Deci ei sunt cam cum sunt Clujenii din clasa de mijloc din acest oraș. Și pe acest, pe acest principiu putem și noi, pe lângă că îi ajutăm, putem noi să învățăm de la ei. Limba, bineînțeles, odată când, se, când înveți o altă limbă, pășești într-un nou univers, dintr-o dată ți se mai deschid niște, niște conexiuni pe care înainte nu le aveai. Există această schimb gastronomic, bineînțeles, pentru că nu tot timpul ce cel mai bine muzica și mâncarea. Uh, petrecerile în natură, petrecerea timpului în natură, toate aceste lucruri care sunt uh, foarte familiare și apreciate de ucrainieni, sunt la fel apreciate de clujeni. Și în acest fel, uh, integrarea poate fi mult mai ușoară la acest pe, pe acest palier decât prin anumite programe venite, venite nu cred că sunt forțate, dar ce vreau să subliniez aici faptul că acest tip de uh, mișcare este o mișcare organică născută din mijlocul oamenilor Spre deosebire de alte cazuri de migrație, trebuie să menționăm așa cum ai evidențiat și tu în studiul tău că vorbim despre niște nevoi uh, care vizează o perioadă de participare, de integrare pe termen scurt, de până la maxim un an pentru că uh, ai uh, depisat foarte bine și ai inclus și în studiu uh, vor, cam toți ar dori și ar dori foarte mult să se reîntoarcă în măsura în care acest lucru ar fi posibil da, într adevăr, asta este foarte important de subliniat aici, pentru că în majoritatea timpului noi ne gândim uh, la uh, la anumite, la alte, alte tipuri de integrare, de exemplu, Turcii din Germania sau din alte părți. Dar acela, acel tip de integrare este de termen lung. Aici nu vorbim de o integrare de termen lung pentru că ucrainienii nu vor să rămână în Cluj, marea ma -ma lor majoritate sau în România. Ei doresc să se întoarcă acasă, cum presupun și o doamne ferește, dacă s-ar întâmplat ceva și ar trebui să plec în altă țară. Nu aș vrea să stau mai mult acolo decât absolut cât este nevoie. Și atunci trebuie să înțelegem că eforturile noastre ale clujenilor de a integra trebuie să respecte dorințele lor. Ei nu sunt nerecunoscători, ei nu vor să, adică ei nu, nu, uh, nu consideră că a, nu-i ceea ce, ceea ce vrem noi. Nu. Ceea ce vrem noi este să plecăm înapoi acasă. Ascultați-ne, ok. Și atunci... Uh, pe un termen scurt, pentru că, așa cum mi-a spus și Vasili, un, uh, un uh, ucrainean de pe uh, granița cu Maramureș, mi-a spus uh, acești oameni pot să nebunească, pentru că în fiecare zi se uită pe telefon. Pur și simplu s-a terminat războiul din Ucraina sau nu, putem să ne întoarcem acasă sau nu. Această, această situație este foarte tensionată pentru ucrainieni pentru că nu pot să-și dezvolte niște strategii de termen mai mult de o săptămână-două. Și atunci și integrarea pe piața muncii, în special, este mai dificilă pentru că ei nu vor să încurce. De ce să-mi iau o slujbă când știu că eu, mai, dacă aflu că mâine se închide, se, înche se încheie războiul, mâine îmi iau valiza și mă întorc acasă la ai mei. Și atunci aceste eforturi de integrare sunt puțin diferite de cele pe termen lung. Și trebuie să înțelegem și cred că toți să înțelegem, doar trebuie, am, încercat să subliniez din nou aici, să ne dozăm puțin eforturile și să nu fim frustrați când răspunsul celui din fața noastră nu este pe măsura Măsura intensității noastre sau așa mai departe. Și resursele sunt tot mai puține din partea organizațiilor, din partea statului, poate o să fie și mai puține pe parcurs, și este un alt aspect care, pe care l-ai luat în considerare în acest studiu. Da, ce s-a întâmplat în primele, în primele săptămâni, în primele luni, a fost o situație de tranziție. Ucrainenii atunci stăteau la, veneau la Cluj doar să treacă, doar cât puteau. Și atunci nevoile lor erau imediate, de două 3 zile. Acum, aceste nevoi de 2-3 zile, un pat, două 3 zile, sau o mașină cât să ies la graniță cu, cu, cu uh, Ungaria, nu mai sunt la fel. Sunt acum de asta aici. Și atunci. Uh, atunci, la, asta, la aceste tipuri de nevoi trebuie să, să ne adaptăm și pe la acestea să fim atenți. O ultimă concluzie de evidențiat legat de acest uh, studiu? Um, este așa un, și un sentiment. Um, este vorba, acești oameni sunt oameni puternici, uh, uh, sunt oameni uh, capabili, sunt oameni uh, binevoitori, de multe ori sur -surzători de la care putem să învățăm. Nu sunt o victimă, este o problemă atunci când îi vedem ca și victimă, pentru că o victimă, într-adevăr, are nevoie de ajutor, dar o victimă este și blocată într-un colț de neputință. Și acești oameni nu sunt victime, sunt niște oameni la fel ca noi, puternici, luptători, muncitori și haideți să vedem cum putem să ne, să ne împăcăm, oricum ne împăcăm, dar cum să armonizăm mai bine aceste dorințe ale noastre și cum să ne bucurăm, pur și simplu să ne bucurăm de prezența lor la Cluj. Un studiu unic, așa cum spuneai deocamdată, pe această, pe ce înseamnă studiul nevoilor refugiaților ucranieni rămași aici. Așadar, un prim pas foarte important realizat la inițiativa Fundației Comunitare Cluj. Mulțumim pentru că ai acceptat să fii alături de noi, pentru informațiile pe care ni le-ai oferit. Mult succes! Sunt convinsă că vei continua cu aceste, aceste aspecte și că vom mai afla încă multe alte detalii interesante pe parcurs datorită studiilor tale. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Stimați telespectatori, noi povesti, povestim în continuare și vă invităm de fapt în continuare la filme documentare. Vorbim despre Festivalul Astra Film de la Sibiu, unul dintre cele mai importante festivaluri de film documentar din, de non-ficțiune, așadar, din Europa, care este în toi, în perioada 9-6 octombrie, 9-16 octombrie. Sunteți așadar invitați la Sibiu la un regal de cinema documentar cu povești cinematografice Profunde, care aduc mai aproape de noi culturi diverse. Vă invit acum să urmăriți tradiționalul mesaj de chemare la Astra Film Festival, care anul acesta a fost transmis de către maestrul Victor Benciuc. Dragii mei, întotdeauna oamenilor de a plăcut să știe, să cunoască adevărul chiar dacă uneori adevărul doare, e incomod sau pur și simplu greu de acceptat, oamenii acordă un respect aparte celor în stare să spună adevărul verde în față. Așa se întâmplă de regulă în filmele documentare, unde realitatea este redată așa cum e, fără brizbrizuri, fără nuanțe care să acopere ceva, fără politică, Camera de filmat înregistrează exact ceea ce se întâmplă. Ridurile, vorbele, gesturile, atmosfera, înțelesurile. Filmul documentar este oricând, oriunde și la orice vârstă un act cultural care onorează natura umană, arătând-o în toată splendoarea. Iar un festival de film de non-ficțiune, care își respectă spectatorii, așa cum este Astra Film de la Sibiu, este o adevărată expoziție interioară, unde sunt expuse zeci și sute de povești reale, profunde, adică tot atâtea perspective asupra vieții. Și totul vibrează și ajunge în forul interior al spectatorului și rămâne acolo încă mult timp după proiecție. Fie că vorbim despre copii și adolescenți, fie că ne referim la oameni mari. Este important contextul în care vezi și trăiești un film. În aer liber, în săl de cinema sau în mijlocul unei experiențe imersive, full-dom cinema 360. Dar mai important va rămâne întotdeauna subiectul. Chiar de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional Astrafilm aduce în discuție, prin filme și prin dezbaterile de după, subiecte la ordinea zilei despre care trebuie să se vorbească, chiar dacă uneori se încearcă ascunderea lor. Războiul și fețele sale nevăzute, neputința statului și corupția discuția despre situații critice în care unii dintre semenii noștri au de luat decizii teribile, precum aceea de a întrerupe viața cuiva sau chiar propria viață. Sau eternul subiect care ne fascinează mereu, dragostea eternă. Un sentiment atât de uman pe care scriitori și filozofi din toate timpurile au încercat să-l explice o face și filmul documentar. Abrupt sau cu delicatesă, însă foarte profund. Festivalul Astra Film prezinte destine, așa cum sunt destinele oamenilor pe care regimul comunist i-a anihilat. Vieți distruse, dar nu uitate. Sau destine pe care le-a bulversat tranziția către democrație și lumea modernă, fie că sunt în România, Bulgaria, Polonia, Rusia ori Serbia. Astra Film Festival prezintă povești ale unor comunități reale privite din perspective sensibile. Iată, de exemplu, fabuloasa comunitatea unor rom cortorari din Transilvania, studiată cu ochii preciși ai antropologului. Sau comunitatea armenilor a românilor, ori o comunitate rurală atât de pitorească ale cărei visuri și speranțe sunt legate de o echipă de fotbal care se zbate în ultima ligă. Astra Film Festival arată la ce visează copiii de pe tot globul. Unii vor să joace în piese de teatru tradițional chinezesc. Alții să crească porumbei în Azerbaidjan. Să devină sportiv de performanță în Cârgăstan, actori în Iran, influencer pe Instagram în Germania ori starul or pop în Norvegia. Vor fi zeci de premiere la Sibiu, ca de obicei, pentru că aici este locul în care regizorii tineri sau consacrați își doresc să-și prezinte pentru prima oară producțiile în fața unui public însetat de filme bune. Voici, ma chère, dragimei, la CBU, la Astra Film Festival. Continuăm cu o discuție despre promovarea culturii limbii și literaturii poloneze la Cluj-Napoca. Alături de mine am în studio pe Ioana Diaconu Mureșan, traducătoare și coordonatoare programe în cadrul Centrului de Limbă și Cultură Poloneză din cadrul UBB. Bine ai revenit la noi, Ioana! Bine te-am găsit, mulțumesc din nou pentru invitație. Ați fost și voi de curând la Zilele Clujului, că tot povesteam înainte și despre multiculturalitatea de la Zilele Clujului. Voi ați fost prezenți și anul acesta, așa cum ați tot fost prezenți în ultimii ani. Încă de la prima ediție, da, și anul acesta a fost, a fost, foarte frumos anul acesta. A fost un pic diferit pentru că am fost în parc. Înainte eram, toate centrele UBB-ului eram pe strada Cogolnicianu, dar acum am trecut este șantier. Um, am uh, fost alături de toți ceilalți uh, în parcul central, și a fost foarte bine. Foarte multă lume, multă mișcare, activitate, foarte intens, foarte colorat, minunată a fost. Anii anterior uh, spuneai că ați fost acolo pe Gogalnicianu exact. și ați avut uh, și voi oferta voastră da, <laughs> care ați ieșită! Da, în ieșit, uh. da, fiecare an uh, prezentăm puțin ce facem noi la centru. Și împărțim tot felul de uh, cărticele de Polonia, pentru că noi așa, noi avem un, ca obiectiv să apropiem um, România și Polonia, respectiv pe români și pe polonezi. Și atunci e bine să ne cunoaștem uh, între noi. Și da, am avut diverse quizuri și anul acesta, și clujenii au putut să afle diverse lucruri despre polonezi, gen ce li se urează la uh, ziua de naștere sau ce mănâncă ei dimineața, și diverse alte lucruri amuzante da, mini cursuri de limbă poloneză, ce am mai făcut noi? Ce facem în fiecare an? Am vorbit non-stop, timp de două zile, de la 10-11 dimineața până la 8 seara. Foarte frumos. Să înțeleg că a fost vizitată standul vostru. A fost enorm de multă lume. Mai multă decât în toți anii anteriori. A fost foarte frumos. Foarte bine, foarte mult mi-a plăcut. Dinamic, foarte dinamic. Pentru că am fost în miezul lucrurilor, știi, am fost în parc, în parc s-au întâmplat foarte multe și chestii. Și la paradă, să nu uităm. Și la paradă. paradă. Nu puteți, uh, să lipsi de acolo. În fiecare <fie> an suntem prezenți, sigur că da, cu de celelalte centre. Da. Da. Noi am fost mai puțin tăi anul acesta pentru că încă n-am început uh, lucru cu studenții. Acum, de săptămâna aceasta, joi, ne întâlnim de la ora 6. Mai aveți timp încă dacă nu... Așa. Ce înseamnă că da. vă întâlniți cu studenții? Reîncepeți cursurile de polonă? Reîncepem cursurile de polonă, da. Pentru toate nivelurile, începători, intermediari, avansați. Uh, joi la 6 ne întâlnim la Centrul Polonez, Moților 11. Aveți o nouă locație? Avem o nouă locație de câțiva ani, de da, ne-am schimbat, ne-am schimbat, da. da, sediul. Acum suntem pe sata Moților numărul 11 și acum ne întâlnim să stabilim cine în ce uh, grupă intră, de la ce oră, cu cine. Cine Așa. sunt studenții care își manifestă interesul pentru limba poloneză la voi la centru și se înscriu la voi da. la centru? Avem o gamă foarte variată de cursanți. Deci, pe de o parte, sunt cei de la litere sau din cadrul bebeului care vor să învețe limba polonă fie pentru că au prieteni iubiți, iubite din Polonia, fie um, pentru că, nu știu, au, se gândesc că vor lucra să colabora cu polonezii, în fine, în cariera lor, așa, fie persoane care nu au nicio treabă cu Polonia și cu cultura poloneză, vor doar așa din curiozitate să încerce ceva nou, uh, sau, nu știu, oameni care uh, lucrează, care nu mai sunt studenți și vor, nu știu, să se familiarizeze cu această nouă cultură. Deci, motivațiile sunt foarte diferite, dar cea mai bună este apropierea sau o legătură directă, dacă cunoști pe cineva de acolo, dacă ai un reper concret și ai o motivație directă pentru care vrei să înveți. Tot acum chiar în perioada aceasta aveți și o expoziție care poate fi vizitată. O da. expoziție care a avut de curând verisajul. Am început în forță, în forță, am început anul acesta universitar. La BCU este o expoziție dedicată poeziei poloneze dedicată unei grupări poetice intitulată Gruparea Poetică Volânia înființată în, în perioada interbelică în Volânia care pe vremuri face parte din Polonia acum face parte din Ucraina e o zonă, un mozaic Bine, da. un mozaic uh, foarte interesant cultural, etnic uh, și uh, da, trebuie uh, explorată această zonă deci vă invit și invit pe toată lumea uh, care iubește poezia să meargă la BCU să vadă. Uh, ce, ce anume, e? mai exact? Uh, se poate. Ce să vadă. Sunt niște panouri. Pe aceste panouri um, sunt este prezentată activitatea uh, a 11 poeți care făceau parte din această uh, grupare poetică, și am tradus câte un uh, poem de-al fiecăruia pentru ca să avem o idee despre ce scriau ei. Și scriau despre Volânia, despre ei, despre. foarte frumos. Uh, Așa, ați avut și o vizită a centrului, a contingentului militar polonez de la Cracovia. La... De la Craiova, da? De la anul Craiova, trecut. pardon. Anul da, trecut, da, de la da, da, da. Tot, Acum mi-am amintit și eu de. știi că au fost, uh, Polone... uh, uh, fost uh, Niște turiști care au vrut să ajungă în Cracovia și au ajuns la Craiova. Exact, exact. Da, <laughs> da, păi Dar, până da. și Craiova noastră a fost foarte apreciată. Să știi că este România. un oraș foarte cunoscut, un oraș românesc foarte cunoscut în Polonia, acum pentru că la Craiova este încartiluit uh, un contingent militar polonez care, mă rog, efectuează diverse exerciții împreună cu românii, cu și cu alte uh, contingente militare, mă rog, este o forță internațională mai mare care așa. Uh, și ne-au vizitat, uh, și s-au întâlnit și cu uh, conducerea uh, diviziei uh, 4 Infanterie Gemina. Și poate că vor pune, nu știu, bazele unei colaborări viitoare, să vedem, să vedem. Da, deci a fost foarte frumos acest moment. Aveți multe inițiative, multe în plan. Ce, da. ce urmează? Ce urmează pe lângă cursurile de polon în perioada imediată următoare? Vineri avem întâlnire cu uh, literatura poloneză. Uh, la centru polonez, de la ora 12, vom avea o delegație foarte uh, mare din partea diaspora poloneze din partea Dom Paul, a unii polonezilor din România, în fine, scriitor din București, care vin la Cluj să-și prezinte cărțile, traducerile. Vom vorbi despre cărți poloneze traduse um în România de către Casa Cărții de Știință din Cluj, deci va veni și um, um, va fi reprezentată și editura Casa Cărții de Știință la această întâlnire și vor fi trei ore uh, minunate de literatură poloneză uh, la care invit pe toți cei interesați de acest subiect. O să vedem acolo și ceva carte tradusă de tine? o să vedem două cărți traduse de mine. în vedere că ești da. deja o traducătoare recunoscută. Da, îmi fac și eu. Ești modestă, așa. Încet, da, încet, dar încet, încet, da, încet, da, uh, eu telespectatorilor. Da. Da, um, da, voi vorbi despre o carte care s-a lansat, uh, se lansează anul acesta, „Apocalipsa uh, Apocalipsă de Adam Neșchevici, un, voie, un volum de poeme. Uh, și poate și despre Ciberiada, foarte scurt, uh, mă rog, -a tradus, am tradus-o anul trecut, uh, să vedem dacă încape în program, pentru că este un program foarte cuprinzător. Um, da. Deci, de la ora 12 mereu când ai fost la noi în emisiune, mm -hmm. n-am putut să nu spun și să cumva în continuare să mă minunez de interesul tău extraordinar față de limba și cultura poloneză, având în vedere că tu n-ai niciun legătură Nic cu Polonia, cu polonezii, pur și clin, simplu atât de mune, mult ți-a da. plăcut. Și a ajuns și traducătoare da. de cărți, da, chiar da, da. o traducătoare foarte, foarte bună. Sunt încăpățânată și ce să-i faci? Da, am început așa din, din curiozitate, deci nu știu, vreau o limbă exotică, și ce poate fi mai exotic decât o cultură care este aparent, aparent, similară, dar nu chiar, nu chiar. De deci, ce? am continuat și ca tot omul care face un lucru cu pasiune și cu, uh, cum să spun eu, cu constanță, na, am ajuns undeva și îndemn pe toată lumea să facă la fel. Uai, wow, ce întrebare! Nu știu, nu mulți, mai știu, Maria, mulți, de mulți. foarte mulți ani, din anii de 2000, nu știu, de 20 de ani, ceva de genul acesta, nici nu mai știu. Și de atunci care a fost o... nu mai știu. parcursul extraordinar? Foarte. Ei, am început de la zero, am început cu alfabetul. Da, practic asta, asta e interesant, uite da. că ai început cu o limbă complet străină față de tine, de la zero și ai ajuns unde ai ajuns deci, acum. Singur, singurul reper era filmul Norii Negri pe care l-am văzut eu în copilărie și care îmi plăcea foarte tare, că era un film de capă și spadă, foarte frumos, cu cavaler, așa, și cărțile romanele lui Șenchevici, pe care le citeam cu mare plăcere. Bineînțeles că pronunțam numele, numele ala rume, Mai... deci că, da, de unde să știu, dar acum știm că este Sienkiewicz. Și da, de acolo am evoluat. Okay. te felicit, foarte, ești foarte tare în tot ceea ce faci, entuziasmul tău este molipsitor de-a da. dreptul. Mă bucur, mă bucur. Da. Și uh, așteptăm să ne revedem La evenimentele viitoare pe care le pregătiți La centru Puteți, uh, stimați-l, să aflați și detalii Despre centrul Pe, pe pagile de socializare Căutați centrul de limbă și cultură poloneză UBB Nu vă sp nu, nu spun unde uh, Avem voi? Nu, nu avem uh, Unde? Pe... Facebook pe da, pe, da, Facebook, da. pe Facebook. Nu știam dacă pot să spun da, Facebook sau. acum, da. toată lumea știe de, da. Așadar puteți căutați cu credere să vedeți și alte activități ca poate cine știe. Avem viitor traducător sau altceva legat de cultura poloneză. Da, 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 da. Vă încurajez cu mare drag, este foarte mare nevoie de specialiști în cultura poloneză, foarte mare nevoie de traducători. Toate firmele caută în deci îmi scriu tot timpul primesc mail cu oferte de, de muncă de și nu apucăm, și de... deci nu apucăm. nu de muncă. De efectiv, muncă, chiar deci de muncă, nu numai de diverse

vă încurajez, dragi ascultători și telespectatori, să nu vă temeți, să nu vă temeți de limba polonă. Iată, iată un dem foarte, foarte hotărât. Mulțumesc mult încă o dată, Ioana, și, și mult mulțumesc. succes în continuare. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături astăzi. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook și de canalul YouTube, unde sunt alte materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la alții tot ceea ce este mai frumos, să conviețuim toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Sunt Maria Cina Jica și vă doresc pace, sănătate și toate cele bune. Să avem grijă unii de ceilalți.